strategia autorităților privind locurile de parcare din municipiul Târgu Jiu nu asigură nevoile cetățenilor. Chiar dacă, începând de anul acesta, proprietarii ce dețineau mai multe spații de parcare de reședință nu vor mai putea beneficia de ele decât în urma unei redistribuiri, spațiile destinate mașinilor nu sunt suficiente pentru a acoperi cererea. Am mai făcut o adresă către cei care dețineau, săptămâna aceasta o să ajungă la marea majoritate a celor care dețineau 2, 3 sau 4 locuri de parcare, să opteze într-un termen rezonabil pentru locul de parcare. În condițiile în care nu vor opta pentru un singur loc de parcare sau nu își vor exprima opțiunea, rămâne ca autoritatea publică locală să stabilească locul pe care îl vor repartiza persoanele respective. Dar eu cred că cetățenii vor înțelege și vor face aceste lucruri. De ce am făcut această adresă? Tocmai pentru a debloca anumite situații. Adică a debloca situația în care un cetățean vine să încheie un contract pentru un loc de parcare. De teamă să nu rămână fără un loc de parcare, târgujienii au optat pentru abonamentul maxim. Alte câteva sute de cereri sunt în așteptare. Noi până pe 30 iunie am stabilit că se depun cereri pentru un loc de parcare și e normal ca și cererile care sunt în așteptare să încercăm încet încet să le onorăm pentru primul loc de parcare. Din analiza pe care am făcut-o până în acest moment, în afară de faptul că s-au înregistrat foarte multe contracte, foarte multe solicitări, se încheie contracte în această perioadă, pe zona de centru, marea majoritate a contractelor sunt 24 din 24, cu acel tarif de 360 de lei pe an. Pe periferie, pe zona de periferie, sunt jumătate dintre ele încheiate pe 24 de ore din 24, jumătate pe program orar 16-8 dimineața și este foarte bine exact ceea ce ne și doream, ca în perioada imediat următoare să rămână în anumite zone și locuri libere unde cetățenii care ajung cu anumite probleme în zona respectivă să poată găsi între 8 dimineața și 16 după amiaza un loc unde se poate parca și unde nimeni nu poate reclama sau nimeni nu poate să ridice mașina în acest program orar. La taxe și impozite și Direcția de Patrimoniu încă este aglomerație, cetățenii solicitând încheierea noilor contracte.